Install the best version of you. Ei, bună seara, Dragoș Stanca, la microfonul Radio Guerilla, podcast Upgrade 100.live pentru cei care nu au timp în seara asta. Revenim cu emisiunea dedicată tehnologiei, culturii digitale și altor nebunii. Suntem în pandemie, suntem în nebunie în continuare. Vedem cât de importantă e tehnologia, nu-i așa? Având în vedere că a devenit o aventură să reușim să facem programări online, dar asta e. Asta e viața, de asta e importantă cultura în tehnologie, pentru că uneori mai e vorba și despre noi. Vă recomand așadar pe upgrade100.live să ascultați emisiunile 46, 50, 52, 61, 65 și 78. Toate astea vorbesc despre importanța digitalizării serviciilor publice. În toate discutăm de ce e atât de greu să avem niște servicii digitale civilizate în relația cu statul. Puteți să vă întregiți așa cunoștințele și să puteți critica așa cum se cuvine, când se cuvine. Pentru prima ediție din anul 2021, un an care ne-l dorim evident mai bun decât 2020, n-ar trebui să fie așa de greu, am ales o temă cât se poate de interesantă. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Și mai exact, suntem în legătură directă cu Sergiu Biriș de la Cluj. Salut, salut, Sergiu, sper că ne auzim. Ia să vedem. Salutare, da, eu te aud foarte bine. Iată, și eu te aud foarte bine și excelent. Cei de acasă te aud foarte bine. Sperăm că ne vedem și în social media, Facebook, YouTube, Upgrade 100. Sergiu este antreprenor în serie și professional media content producer, adică face conținut profesionist așa pentru niște oameni avizați, cum facem și noi la Upgrade 100. Vorbim în seara asta despre culisele unui startup tech de succes și despre cum poți salva timp și mulți bani dacă înțelegi cum funcționează această industrie. Sergiu este unul dintre pionierii industriei tech și media din România. A lansat platforma video Trilulilu înainte ca YouTube să domine piața. A lansat LiveRail, un startup de video advertising cumpărat de Facebook cu 500 de milioane de dolari. Zonga, apoi serviciu de streaming muzical lansat înainte ca Spotify să devină lider în domeniu. Acum e implicat în proiectul EventMix, o platformă pentru organizarea de evenimente live. Faptul pentru care astăzi sunt alături de Sergiu este cât se poate de simplu, dar și interesant în același timp, și anume, în perioada asta de pauză, discutam noi așa ca de la dinozaur la dinozaur în zona de tehnologie și ne lamentam ce lipsește din piață așa în general, și unul dintre lucrurile care lipsesc foarte, foarte tare este conținutul cu adevărat valoros pentru cei care încearcă să lanseze un startup. Și Sergiu s-a pus și-a pus mușchii creierului așa la muncă și a decis să împartă cu noi toți secretele unui startup de succes, unui startup care, așa cum e gândit tot materialul, e menit să aibă șansa de a ajunge în atenția investitorilor, de a ajunge în stratosfera asta destul de dificil de penetrat a startup-urilor care chiar au succes. Deci ai decis, Sergiu, să investești timp și energie într-un curs amplu care practic
încearcă să dezvăluie ce e de făcut în culisele antreprenoriatului și mai ales a zonei tech, unde ești mult mai experimentat. De ce te-ai gândit tu la treaba asta și de ce simți, nu știu, nevoia că ar fi cazul să existe materiale de acest tip pe piață? Sau poate că există deja? Spune-ne mai multe. Da, în primul rând, mersi pentru invitație și mă bucur că sunt primul din Upgrade 100 anul ăsta. Da, întotdeauna. Așa, ca de la dinozaur la dinozaur, cum ai zis tu. Da, sunt mai multe motive în spate pentru care am decis să construiesc cursul ăsta. O să și zic cum se numește, startupdesucces.ro. Uh-huh. E un curs pentru antreprenorii care vor să... E, de fapt, o platformă care are un prim curs despre cum să atragi bani de la investitori. Uh-huh. Și unul din motive e că înainte de pandemie mă chiar pregăteam să îmi fac un fond de investiții. Vorbeam cu... aveam deja parteneri, vorbeam cu mai mulți investitori interesați să creăm un fond de investiții, dar să fie mai mult decât un fond. Ne doream să investim inclusiv în partea de educație a startup-urilor, pentru că ne-am dat seama foarte rapid că bani există în piață, dar există, știi, toată lumea stă cumva la pescuit, stă la final, așteaptă să vină startup-uri bune, însă sunt foarte puține investiții în începutul, în pepiniera, să zic, a startup-urilor tech din România. Și bine, pandemia ne-a pus frână complet la visul nostru cu fondul de investiții, și dar până la urmă mi-a rămas în minte dorința asta de a face ceva în zona de educație antreprenorială și de a ajuta startup-urile să înțeleagă ce au de făcut încât să poată trece la nivelul următor. Și dacă ideea asta a pornit de la hai să fac 2-3 videouri, hai să fac să pun 2-3 idei pe hârtie, s-a transformat în Dita Mai proiectul care mi-a luat 9-10 luni de zile să-l termin. Un curs foarte, foarte complex în limba română și pe care l-am filmat cap-coadă de când a început pandemia. Bun, în momentul ăsta înțeleg că este deja available, este online, ai făcut domeniul public. Da. Haide eventual să încercăm să le explicăm celor care ne urmăresc și în social media cam cum arată, în ce constă materialul și de ce treaba asta este extrem de valoroasă. O să te rog să-mi spui, crezi că se poate învăța să fii antreprenor? Eu am de obicei rezerve când aud de materiale de genul ăsta. Am avut rezerve, după cum bine știi, și când mi-ai spus de idee inițial. Nu mai am rezerve acum, motiv pentru care am decis să ne și auzim și să facem o discuție pe tema asta, pentru că e un material cu adevărat valoros ce ai pus tu acolo. Dar în ce măsură poți să înveți să fii antreprenor? Nu cumva, dacă nu ești făcut pentru asta, nu ești un risk taker, n-ai cum să cizelezi calitățile de genul ăsta? E absolut important, e clar, e important să ai undeva în tine focul ăla, să-ți dorești să faci ceva pe cont propriu și să simți că ești independent, însă cred că aceia dintre noi care au focul ăla și care se văd antreprenori pot să învețe foarte multe skill-uri, pot să-și dezvolte foarte multe competențe din mergând la cursuri, webinarii și așa mai departe. Deci există, mm-hmm, într-adevăr, există foarte mult conținut din care poți să înveți. Ce mi-am dorit eu să fac a fost să existe un prim curs în limba română, pentru că există foarte mult conținut în limba engleză și de asta l-am filmat în limba română și să fie cumva adaptat la contextul din țara noastră. Deci să fie relevant pentru antreprenorii care vor să facă ceva pornind din România. Uh-huh, și uh-huh, cumva de asta cred foarte mult în acest proiect și în ce am construit. Bun, știi ce, te rog, luăm o mică pauză, dăm câteva spoturi ca să plătim
cursul ăsta. Și după aceea, cred că ar fi foarte util pentru cei care au la dispoziție și un device mobil, adică toată lumea, dacă intră pe pagina de Facebook Upgrade 100 sau pe canalul nostru de YouTube Upgrade 100, să și arătăm puțin cam, cam ce se vede în spate și cam cum ai gândit povestea asta. După care, sau în paralel, că ne descurcăm, vreau să povestim puțin și despre ansamblul acesta de informații lipsă și de ce nu sunt ele neapărat disponibile într-o formă organizată, pentru că între noi fie vorba, există așa un soi de chestie care mie mi se pare destul de discutabilă, și anume că foarte multe idei bune și foarte multe startup-uri care ar putea să meargă și produse care ar putea să meargă eșuează pentru că nu cunosc partea asta de, nu știu cum se spun, politics, diplomacy, cu cine trebuie să te vezi, unde să vorbești, cum să te prezinți și așa mai departe. Deci, după o scurtă pauză, aș vrea să ne arăți un pic ce ai gândit acolo și să răspundem acestei dileme. Suntem la Upgrade 100, rămâneți cu noi! Upgrade 100. 100% knowledge. Zero bullshit. Cu Dragoș Stanga. Discutăm cu Sergiu Biriș live, el la Cluj, eu la București, despre ce înseamnă un startup de succes, pentru că Sergiu s-a decis să pună într-un material foarte complex experiența lui de antreprenor tech. După cum știți, sau nu vă spun eu, dacă nu, Sergiu Biriș, pe lângă podcastul Neascultătorii, pe care sunt convins că mulți dintre voi îl știu, este fondator al Trilulilu, al Zonga, al LiveRail, produsul care i-a dus de altfel și niște interesanți bănuți, având în vedere că l-a vândut cu vreo 500 de milioane de dolari către Facebook. Mai sunt și români care iau bani de la Facebook, nu doar dau. Bun, și înainte de publicitate discutam cu Sergiu despre cum arată, de fapt, un material cu substanță și sperăm să ne și iasă și anume să putem vedea cam ce a gândit el acolo. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Așadar, Sergiu, două treburi. Unu, hai să vedem pentru cei care au un telefon la dispoziție aproape să se și uite în social media să vadă ce și cum, să ne vadă și pe noi, hello, hello. Și pe de altă parte, spune-mi, te rog, cât de importantă e partea asta de politics și de, mă rog, strategie din punct de vedere diplomatic pentru a avea succes cu un startup din experiența ta și cât de mult acoperi din acest topic în materialul pe care l-ai gândit. Da, stai să-ți dau și cuvântul că mi-am dat seama că nu l-ai. Acum ne auzim, ia. Ne auzim? Da, da. Asta, știi că ăsta e imnul 2020-2021, tu mă auzi că eu te aud. Cam așa. Ce e foarte important, mă întrebai de politics-ul din spate și, într-adevăr, e o chestie așa pe care antreprenorii nu știu că nu o știu. Uh-huh. Și e un pic de subiect tabu aici, pentru că se presupune că dacă ești bun, reușești, dar nu e chiar așa. Am văzut multe startup-uri proaste, am văzut multe startup-uri ceva mai puțin solide decât altele, care au reușit pentru simplu motiv că aveau fondatorii care trebuie, că aveau investitorii care trebuie. Hai să intrăm puțin și în subiectele astea. Da, e clar așa, adică întotdeauna unui antreprenor cu experiență și cu previous success o să fie mult mai ușor să ridice o rundă de investiție decât un antreprenor care e mai la început, și atunci antreprenorul care e mai la început trebuie să treacă printr-un trial by fire, ca să zic așa, pe care cumva îl înveți în foarte mulți ani, dacă nu te ajută cineva sau dacă nu îl înveți de la cineva care a mai trecut prin acest proces. Și, de exemplu, de foarte multe ori investitorii nici nu îți răspund la mail și deși tu ai impresia că mamă, dar le-am trimis tot ce mi-a cerut, tot ce aveam nevoie.
nu-ți răspund la mail sau nici măcar nu poți să dai de ei. Sau sunt foarte multe detalii de astea mici pe care la început ți-e foarte greu să le prinzi și să le înveți. Ca și cum te-ai juca, știi, când te jucai Mario și abia după 120 de ture îți dădeai seama unde e ciupercuța aia și ce ai Eu personal nu știu, pentru că eram deja bătrân când te jucai tu Mario, dar sper că mulți dintre ascultătorii noștri Sergiu, oare reușești să faci un share screen pentru cei care se uită în social media să ne dăm seama dacă reușim așa această scamatorie tehnică să ne explici puțin cum ai gândit povestea în spate, da? În afară de această poză extraordinar de reușit. Da, bine, ăsta e landing page-ul pe care ajungi, aici te înscrii și după ce te-ai înscris la curs vei avea acces la o mulțime de lecții, vreo 80 de lecții aici în partea stângă, împărțite în 5 module și fiecare modul are cumva rolul lui. De exemplu, să zic pe scurt despre ele, fundamentele unui startup de succes se referă la faptul că cu asta începem și învățăm ce înseamnă, adică trebuie să ai un startup cu fundamente solide înainte să te duci la un investitor să ceri bani, pentru că de foarte multe ori startup-urii se duc cu tot felul de, doar cu idei sau cu tot felul de business-uri care n-au nicio treabă cu zona de investiții. Da. Repet, pentru cei care ne întreabă pe WhatsApp-ul și Telegram-ul mai nou, Radio Guerilla și SMS-ul Radio Guerilla, unde suntem live video, pe pagina Facebook Upgrade 100 și pe pagina YouTube Upgrade 100, acolo puteți să urmăriți și video discuția noastră. Așa, Sergiu, te rog. Apoi, vorbim despre pregătirea pentru a atrage investiții și ce surse de finanțare ai la dispoziție, dar, de exemplu, un material foarte fain și interesant, cred că este cum fac bani și cum decid să investească fondurile de tip VC. Adică, de exemplu, pentru fondurile de tip VC... Venture capital, adică venture pentru capital, cei care... Venture capital, da, fonduri cu capital de risc. De foarte multe ori nu contează... De cele mai multe ori, nici măcar nu contează faptul că ești profitabil sau nu, ei se iau după o anumită formulă pe care o au și trebuie să îndeplinești anumite criterii ca să te ia în seamă. Adică tot ce ai învățat la facultate despre sau din așa experiență, că faci un business profitabil, nu prea are legătură cu zona de investiții, de exemplu. Bun, și practic în interiorul platformei tu explici pas cu pas treburi. Ce mi s-a mai părut foarte interesant și cred că e o valoare importantă pentru cei care se află la început, pentru că poate să le salveze mult timp și bani, sunt template-urile, adică ai inclusiv... template-uri legate materiale, nu știu, cum să scriu un investitor, cum să faci un business plan sau ce fel de template-uri ai gândit în exact ce proiectului. Ai zis, cum să scrii un investitor, cum să, uite, de exemplu, un video ăsta la care ne uităm acum, vorbesc despre cum să-ți faci evaluarea startup-ului, care și ăsta e un subiect foarte interesant, unde am inclusiv un template unde poți să calculezi. Intri într-un Google Drive și îți arăt cum să calculezi, cum să-ți faci evaluarea startup-ului tău, încât să fie interesant pentru investitori. Apoi, într-adevăr, cum ai zis și tu, cum să scrii un mail unui investitor, cum să, inclusiv mai spre final, cum să negociezi un contract de investiție cu un investitor. Cum să-ți evaluezi corect produsul și așa mai departe. Cum să creezi un pitch deck în care intrăm foarte, foarte mult în detalii, adică despre cum să creezi un pitch deck vorbesc foarte, foarte extins. De ce ai nevoie de un pitch deck? Care trebuie să fie structura? Cum să fie designul? Cum să zic, iau absolut fiecare aspect care e relevant și important pentru zona asta de atragere bani de la investitori și... îl iau și îl despic în cel mai mic detaliu încât să Sergiu, înțeleagă... Tu împreună cu Andrei Duncă ați reușit o performanță, una dintre puținele încă ale ecosistemului de startup-uri din România, pentru că, să fim cinstiți, nu sunt atât de multe exituri și vânzări de produse de succes, sunt din ce în ce mai multe, din fericire. Dar sunt curios, unu,
Cât de mult crezi că eventual ați avut și de pierdut din cauza faptului că ați învățat pe parcurs toate aceste culise ale industriei? Și a doua întrebare e cam care sunt principale greșeli care crezi că pot fi evitate dacă cineva are toate datele astea din timp? Ce cred că am pierdut noi învățând astea, toate lucrurile astea pe parcurs, a fost clar timp și bani. Adică cred că puteam fi mult mai deștepți pe anumite, pe anumite direcții, inclusiv, mă refer inclusiv la mine aici, pentru că, de exemplu, în momentul în care un fond de investiții a investit în Live Rail, eu eram atunci CEO la Trilulilu, semnasem un contract pe 3 ani că trebuie să rămân în companie. Și încet, încet am devenit inactiv în Live Rail, ceea ce până la urmă a dus la diluarea unui procent semnificativ din acțiunile mele, ceea ce dacă la momentul respectiv știam mai multe informații, nu s-ar fi întâmplat. Adică și te-ai fi focusat pe calul câștigător, practic. Cu siguranță. crezi că ai greșit? Erai prea îndrăgostit de Trilulilu? Adică regreți cumva că te-ai lăsat vrăjit de ideea ta inițială și că nu te-ai focusat mai mercantil așa în direcția strategică corectă? Nu pot să regret, pentru că semnasem un contract și nu aveam de gând oricum să mi-l încalc și orice ar fi fost, ar fi trebuit să rămân cu Trilulilu. Dar detaliile pe care le-am, nu le știam la momentul respectiv, m-au impactat mai târziu. Ok, tot mi-a schimbat viața, să ne înțelegem, toată povestea asta. Vedem, ai mansarda ta, unde ai studioul tău. Mi-am pus aici culori aproape Radio Guerilla, am încercat aici să fac ceva exact, frumos. Ai făcut o ambianță frumoasă. Să lumini Aladdin din alea scumpe, deci schimbă culoarea, nu? Cu euro set, nu? Dacă îi zic lui Siri să oprească, să opresc. Deci nu, aici am zis, Siri, fă pentru Dragoș. Ce înseamnă să fii bogat? Uite, îmi scrie cineva fix asta, o chestie, mă rog, românesc așa, dar trebuie să te întreb. Da. Și anume, dacă e atât de succes Sergiu Biriș și chiar a vândut cu jumătate de miliard un produs către Facebook, de ce mai face cursuri și nu le dă gratis? De ce face cursuri contra cost și nu le dă gratis? Deci, de ce face asta, Sergiu? Cum răspundem acestei acuzații? Cursul ăsta n-a pornit din dorința mea de a face bani, dimpotrivă, a pornit din dorința mea de a da ceva înapoi ecosistemului și oamenilor și startup-urilor. De asta fac și Neascultătorii, care e un proiect care și ăla mi-a foarte mult timp și nu pot să zic că fac bani din el, Dragoș. Și publicitate, revenim imediat. Ca să înțeleagă ascultătorii, gluma Neascultătorii este parte din rețeaua de podcasturi lansată de Think Digital, una dintre companiile în care eu sunt foarte implicat, și colegul Sergiu și-a exprimat public nemulțumirea vis-a-vis de veniturile pe care le generează compania. Mai pe această cale le atrag atenția colegilor mei din Think Digital să se ocupe cu atenție de Sergiu, ca să nu mai avem astfel de iată, scandaluri publice pe acest subiect. Incidente publice în direct. Incidente regretabile. Uite ce am pățit în emisiune. Exact, da. Așa. Răspunsul la întrebarea de ce nu e gratis e pentru că gratis nu înseamnă nimic. Gratis, în momentul în care ceva e gratis, nu depui la fel de mult efort, nu te implici la fel de mult, nu pui la fel de multă valoare pe acel produs. Și până la urmă, acest produs, care, așa cum veți vedea, e foarte profesionist realizat, a costat. Adică e până la urmă și ăsta un business, are oameni în spate care lucrează. Filantropie facem, dar facem în alte forme și nu cred că era cazul să fie acest curs gratuit. Pentru că și eu sunt un capitalist veros, voi lăsa loc publicității un minut, rămâneți cu Radio Guerilla, ne întoarcem cu Sergiu Biriș la Upgrade 100. Upgrade 100. 100% knowledge. Zero bullshit. At Radio Guerilla.
vocea ascultătorului. Noi îți dăm un kill de carte de la Humanitas, tu schimbă lumea. Lasă-te citit pe site sau pe aplicațiile iOS și Android Radio Guerilla. Trimite-ne părerea ta pe statmajor@guerillaradio.ro până joi, ora 14, și vineri, în Guerilla de dimineață, afli dacă kill-ul de carte este al tău și dacă ai devenit celebru. Tema săptămânii: care sunt cele mai mari 3 dorințe sau speranțe pe care le ai pentru anul 2021? Repetăm! Care sunt cele mai mari 3 dorințe sau speranțe pe care le ai pentru anul 2021? Un kill de carte citit de Radio Guerilla. Piticul dejun cu Dana Mariei. Un nou sezon, dar aceleași teme, aceeași muzică, aceleași obiceiuri. Ca în viață. Piticul dejun, o emisiune ce dă bine la ureche cu lentilele de contact Bausch & Lomb. În fiecare luni seara, de la 9 la 10, numai și decât la Radio Guerilla. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Warning! The upgrade of your 100% potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, do not disconnect. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Astăzi vorbim cu Sergiu Biriș despre această inițiativă pe care o lansăm astăzi la Upgrade 100, și anume de a împărtăși cu mai mulți oameni experiența îndelungată în a construi startup-uri tech, cu toate chichițele, cu toate culisele, cu toate documentele, cu toate template-urile. O decizie pe care Sergiu a luat-o și care mi se pare demn de a fi consemnată, pentru că e genul de informații super, super valoroase pe care ni le dorim în comunitatea Upgrade 100, pe care continuăm să o construim, chiar dacă nu ne mai dă voie pandemia și guvernul să organizăm festivalul. Rămânem în priză și venim cu conținut extrem de valoros, chiar mai valoros, dacă mă întrebați pe mine, pentru că genul ăsta de insights e foarte greu de oferit într-un format tradițional, să spun așa, de eveniment. Bun, Sergiu, ai o idee, dezvolți un produs. Care sunt cele mai frecvent întâlnite motive de eșec din experiența ta și eventual pe care am putea să le evităm dacă parcurgem materialul ăsta didactic cumva pe care l-ai pregătit tu? Da, Dragoș, înainte să-ți răspund la întrebare, vreau să dau ceva ascultătorilor tăi, dacă e ok cu tine și dacă tot ai zis că conținutul Upgrade 100... Sigur, dar bine, poți să-mi trimiți mie banii și apoi eu să-i împart cu toți ascultătorii cât 100 de euro de om pe minut. E okay? Pentru tine, că am văzut că studio are nevoie de un pic de upgrade. Ce să facem? E un radio de gherile, nu e... Nu ne prostituăm aici, nu dăm din buci pentru bani, dăm doar din gură. Așa, corect. Te rog, Sergiu. Da, aș vrea să, pentru toți cei care ascultă și care vor să se înscrie la curs, să folosească codul Upgrade100 și vor primi 15% discount din partea Lunașul Mare pentru... Da, mulțumim. Sunt convins că vor fi oameni care se vor uita și vor exclama că e foarte, foarte scump. Knowledge-ul este foarte valoros. Cât costă cursul tău? 4.799 de lei cu tot cu TVA. Ok, deci cam 1.000 de euro, da? Da, în jur de 1.000 de euro cu tot cu TVA. Știu că nu e o sumă care să fie, să zic așa, pentru toată lumea, dar... Nici nu e un conținut pentru toată lumea. Pe de altă parte, nu e un conținut pentru toată lumea și dacă tu vrei să ridici 100, 200, 300, 1.000, 1 milion de euro de la investitori și să ai parte de o
de un GPS pentru a face lucrul ăsta. Păi, mă rog, acum, iarăși, ascultătorii noștri care sunt instruiți, dacă nu sunt instruiți, se instruiesc ascultându-ne, trebuie să înțeleagă că vorbim de fapt de vreo 4-5 ore de consultanță de, mă rog, high level, să spun așa, da? 200-250 de euro pe ora de consultanță în acest domeniu este un tarif de obicei relativ ok în piață. Sunt și oameni pentru care trebuie să plătești, mult mai mult. Nu e deloc not ok să investești în knowledge valoros, pentru că acei bani pot să te salveze de la ani pierduți, de la foarte mulți bani pierduți. De aceea avem și noi la festival speakeri care sunt plătiți pentru o prezentare de o oră și cu sume de genul 40-50 de mii de euro. Da? De ce? Pentru că acei oameni atrag alți oameni care investesc în bilete, care investesc în cunoștințele pe care le dobândesc acolo, și trebuie să renunțăm la populismele de tipul totul e gratis, totul. Dacă e gratis, gratis și are ca valoare adăugată. Eu l-aș fi pus mai scump dacă aș fi muncit atât de mult cât ai muncit tu, sincer să fiu. Da, dar sunt 20 de ore de conținut până la urmă. Adică... Dar la urma urmelor e vorba de efort considerabil și de informații care sunt foarte, foarte valoroase. Bun, hai să vedem ce să mai spun ascultătorii și să răspund și tu la întrebare până văd ce mesaje au mai venit, te rog. Îți răspund foarte, foarte scurt, pentru că am făcut inclusiv un studiu pe care o să dau drumul la rezultatele studiului, o să vin cu ele în foarte scurt timp, sper cât mai rapid. De altfel, studiul pe care l-am trimis și către comunitatea Upgrade 100, da? E același, cel legat trimis, de motive. Da, despre experiența ta ca antreprenor și am primit răspunsuri despre dacă ai eșuat, de ce ai eșuat. Și pe locul întâi răspunsul e legat de finanțare. Acum, ce pot să zic eu e că nu neapărat finanțarea duce la cel mai des la eșec. De foarte multe ori eșecul e din cauza supraestimării ideii și subestimării execuției. Adică ți se pare ție că ai o idee extraordinară și de fapt e foarte, foarte greu de implementat sau au mai făcut-o o mie de alți, de alte startup-uri. Despre toate chestiile astea vorbim în curs, intru în mare detaliu, adică eu zic că aduc antreprenorii cu picioarele pe pământ. Se întâmplă de foarte multe ori că pur și simplu te duci, ești la stadiu de idee și tu te duci la un investitor să-ți dea bani pentru că ai impresia că ideea ta e cea mai tare. Și nu e așa, nu se întâmplă așa, trebuie să te duci exact la investitorul potrivit pentru etapa la care e startup-ul tău și de asta zic. Hai să explicăm puțin aici, pentru că sunt sigur că cei care au mai puțină experiență, care nu s-au lovit încă de provocările astea, nu sunt foarte familiarizați cu zona asta. Deci, practic, pentru fiecare stadiu de dezvoltare a unei idei tech, există parteneri potriviți pentru acel stadiu. Hai să trecem așa foarte scurt în revistă, cam, nu știu, de la pur și simplu un proiect pe hârtie până la un produs funcțional, până la etape mai înaintate, cam care sunt principalele, să spun așa, zone? Păi, în primul rând, pornești de la etapa de concept, de idee, după care pui un pic de cărniță pe proiect, faci poate un prototip. Dar în stadiu respectiv, foarte greu să te duci la un investitor profesionist să-i ceri bani. Deocamdată trebuie tu, pe forțele tale proprii, să susții proiectul și să vorba aia, să faci bani. Adică să ai un produs funcțional și deja să ai niște revenue. Să ai un produs funcțional și să ai niște tracțiune. Acum, că ai revenue, că înseamnă bani sau că înseamnă
utilizatori, cifre, nu știu ce KPI-ai tu, da, cifre, utilizatori, vizite și așa mai departe. Mm-hmm. Contează foarte mult dacă te duci să ceri capital de risc, contează foarte mult să poți să arăți că business-ul tău e scalabil, că poți să replici acest micuț succes pe care l-ai avut până acum în următorii 2, 3, 5 ani. Da. De asta de foarte multe ori ideea, îmi pare rău, mulțumim, avem și noi, e foarte, foarte greu să primești bani de la investitori numai de la un stadiu extrem de incipient. Și trec prin toate lucrurile astea, trec prin ce înseamnă să fii într-o etapă de idee, de prototip, de validare, de tracțiune, de growth și așa mai departe, care sunt investitorii potriviți pentru fiecare etapă, pentru că fiecare etapă are, într-adevăr, anumiți investitori la care te poți duce să te adresezi. Adică și angel investorii intră într-o anumită fază și după aia nu mai intră mai încolo, mai târziu. Da, ne mai întreabă cineva dacă încă ești în piață și te uiți după idei sau nu. Adică, practic, dacă te mai interesează să faci investiții în idei de startup-uri. Ionuț Țurlea, știu că are, Ionuț chiar are un startup destul de interesant. Eu în momentul ăsta nu caut neapărat să investesc activ, pentru că am investit destul de mulți bani personali în Event Mix, pe care l-am construit anul trecut și mă focusez acolo acum, dar de obicei proiectele bune care îmi vin le mai trimit și network-ului meu de investitori. E și unul din, să zic eu, beneficiile extra pe care le dau și celor care vor participa la acest curs, pe lângă faptul că odată pe lună facem un Q&A lunar, vorbim despre toate conceptele astea de întrebări de, și așa mai departe. Dacă descoper proiecte bune, interesante, faine, le trimit către network-ul meu și au șansa să... Avem și o critică aici. Era ideal să discutați un pic mai mult despre antreprenoriat și startup-uri și mai puțin despre platforma lui Sergiu. Ciprian, păi spune-ne tu ce să discutăm. Lasă-ne o întrebare. Începe cu neascultătorii episodul 1 și du-te până la 20. Și după aia... Lasă-ne o întrebare, Ciprian, și așa cum facem de obicei, comunitatea Upgrade 100 ne ajută și la conținut, nu doar la alte cele, nu doar la audiență, da? Dacă aveți Ciprian... întrebări, dacă aveți sugestii, nu ezitați, uite, experimentăm și treaba asta cu live stream și FM și online, puteți să vă vedeți frumos comentariile acolo. Teddy Necula ne salută, super tare platforma, tocmai am adăugat o resursă dedicată video contentului. Mulțumim mult, Teddy, și tu faci proiecte extraordinare și îți dorim succes. Monica Jitariuc ne dorește succes. Salutăm și te salută. Salutări, Monica, și... sărut până mami, ca să spun așa, că Monica a devenit de curând mămică. Bun. Hai să mai vedem, lăsați în continuare dacă doriți întrebări în social media, Facebook și YouTube, pe canalele Upgrade 100, vedem și pe SMS 0758948948 sau WhatsApp sau ce vă e la îndemână. Hai să nu discutăm doar așa călduți, Sergiu. Am și o întrebare de hater în seara asta. În istoria zbuciumată ta de antreprenor, ai făcut Trilulilu, a venit YouTube, v-a killerit puțin modelul de business, Zonga, a explodat Spotify, acum insiști cu Event Mix, o platformă dedicată și de streaming, pentru evenimente sau conținut digital, practic un concurent pentru StreamYard prin care facem noi acum treaba, sau așa mi se pare mie și tu o să mă corectezi. Pe Event Mix, cine crezi că o să-l omoare? Asta era întrebarea de hater. Ce hate! Uite la el. Hai că știi ce facem, îți iau și eu listă. Îți iau eu lista de proiecte, Sergiu, și la facem urmă, încă o emisiune, dragă Drago, și vedem.
Să le vedem și pe tale. Care... Invită-mă la neascultători și acolo... Da, uite, acolo discută. Hai să-ți răspund, da. Așa, te rog. E o întrebare de hate foarte bună, mulțumesc pentru ea. Cu multă plăcere, știi cum e. La urmă, noi suntem totuși români, nu putem să nu ne urâm puțin așa... Absolut. În absolut. Intimitate, nu? Da, hai să zic ce e diferit de tura asta. Data trecută, cu Trilu Lilu și cu... Cu Trilu Lilu, sincer să fiu... Am avut ocazia în 2011 să-l vindem pe 5 milioane și am ezitat și ăla o să-mi fie regretul forever și asta e viața. Felicitări, Sergiu! Life's a bitch, ce să zic, asta e viața. Dar uite că mai târziu totuși s-au întâmplat și lucruri pozitive. Cu Zonga, din păcate, am fost din nou un produs de consumer. Cu produsele de consumer e foarte greu. Uh-huh. Aplicațiile direct pentru utilizatori și depindeam 99,9% de Vodafone, pentru că eram integrați în rețeaua lor și în contracte și așa. Și este o vorbă, when you dance with a gorilla, gorilla când face o mișcare așa, îți, chiar dacă e una mică și scurtă pentru ei, te poate impacta tare și din păcate ne-a impactat. Event Mix, eu, pe lângă faptul că am deja 10-13 ani de antreprenoriat în spate și deja știu ce fac, sau cred că știu ce fac, exact. E un proiect care e într-o piață unde nu există one winner takes all și există foarte, foarte multă cerere acum pentru evenimente virtuale, plus ne-am nișat pe un pe o categorie de public care încă nu e atât de aglomerată, nu e concurența atât de mare și există, e foarte, foarte la început încă piața, deci avem șanse foarte mari și prefer să încerc un proiect global, cum e ăsta, cum e Eventmix, că nu România e piața noastră, vom încerca sales în Statele Unite. Și prefer să fac un proiect global și să nu-mi iasă, decât să încerc așa și just half-bake something și să... Adică dacă vreau să fac... 5-10 mii de euro pe lună din ceva, nu-i problemă să mă apuc să fac un proiect de genul ăla, dar eu sunt genul care vreau să construiesc rachete și fly or die. Event Mix e în faza de încă deschis investitorilor, nu? Dacă... Da. Deci Event Mix este încă în faza în care așteaptă investitori. O să profit și eu de ocazie să vă spun că și Streams.live este în faza în care atrage încă investitori și se va lista pe Seedblink în câteva zile. Da, deja este în private listing și da, sunt unul dintre investitorii Streams Live, deci mă concurez cu Event Mix și cu Sergiu, pentru că așa e bine și sănătos, pentru că nu e așa, competiția naște performanță. Publicitate, ne întoarcem imediat. Upgrade 100. Now at Radio Guerrilla. Podcast and more at upgrade100.com. Gherilai, ediție specială. De la ei acasă, la tine acasă. În direct pe Radio Gherila. Luni, de la 5 seara, Gherilai de acasă cu Dirty Shirt. Transmisie video live pe pagina de Facebook Radio Guerilla, facebook.com/radio.guerilla. Cu 2 de R și 2 de L. Guerilla live de acasă. Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. Muzica de mâine se cântă astăzi la Radio Guerilla. La Altex și Media Galaxy e extra weekend cu extra reduceri. Acum ai 15% extra reducere la smartphone-urile Samsung selectate. Ofertă valabilă în magazinele Altex și pe Media Galaxy și pe altex.ro și mediagalaxy.ro. Sunt Simion Bogdan Mihai și vă prezint muzică despre cine suntem. Muzică despre cine suntem. Cu Simion Bogdan Mihai. Duminică de la ora 12 vom explora împreună viața și muzica romanțierului ce de-a lungul a 70 de ani de carieră și-a alcătuit un repertoriu deosebit de amplu și variat. Gică Petrescu.
Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Upgrade 100. Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Upgrade 100. Focus. Upgrade 100, Sergiu Biriș, invitatul meu în seara asta. Sergiu a conceput un program foarte util, startupdesucces.ro, lansat chiar aici, chiar acum. Vă invit să vizitați site-ul și să vedeți despre ce este vorba. Sergiu, ne apropiem încet, încet de concluzii. M-ar mai interesa o treabă. Uite, nu te-am întrebat niciodată așa în particular. Cât de mult a contat produsul și cât de mult a contat partea de politics în reușita voastră cu vânzarea LiveRail către Facebook și ce se mai aude de produs? Adică ce s-a întâmplat cu produsul după ce a fost păpat de Nenea Țuc? A contat foarte mult business-ul în sine de la momentul respectiv, pentru că era... Hai să amintim celor care poate nu știu ce da, era e, exact. Era LiveRail. Momentul 2000... LiveRail a fost o companie care a făcut... o companie de advertising technology, adică a creat, la ce dați voi skip acum în reclame în YouTube, prin 2006 cu asta am început, am creat tehnologia pentru a putea insera reclame în videouri și în timp, în 7 ani de zile, după un pivot important, a devenit una dintre cele mai mari platforme de real-time bidding pe publicitate video la nivel mondial. Deci era în momentul în care Facebook a abordat compania să o cumpere, deja era în top 3 companii din lume, de se bătea cu Google, Facebook și uneori avea mai multe afișări în videouri decât Google de la o lună la alta. Și compania deja făcea 100 de milioane de dolari pe an, era profitabilă, făcea vreo 15 milioane profit pe an, deci o țintă bunicică pentru o companie de talia Facebook. A fost un produs 100% made in Cluj? Mai mult sau mai puțin, adică chiar echipa de engineering a fost în Cluj, vreo 70 ceva de oameni. Eu am fost primul care a dezvoltat interfața, produsul. Andrei, cofondatorul meu, el a făcut parte de programare din spate, dar echipa s-a extins la vreo 70 ceva de oameni. Și deci, ca să zic, motivul principal a fost că business-ul în sine era competitiv și cred că Facebook la momentul respectiv a vrut să scoată un competitor din piață, în primul și în primul rând să nu-l fure Google sau alții, pe de o parte, și pe de altă parte, într-adevăr, partea de politics de care ai menționat mai devreme a avut un rol foarte important după, pentru că Facebook a ajuns să închidă proiectul după 2 ani după ce l-a cumpărat. A luat frânturi din cod, a luat bucățele din echipe și așa mai departe și le-a... Deci anumit cod există încă în codul Facebook, dar nu întreg produsul și o parte din echipă a rămas în Facebook, o altă parte a plecat. A motivul pentru care zic de politics este că motivul pentru care Facebook a închis proiectul a fost că omul care a contribuit cel mai mult la achiziție, omul care a insistat, care a fost în spatele strategiei, a plecat după 2 ani de la achiziția companiei și atunci undeva s-a pierdut tot vibe-ul. Cât crezi că a fost noroc în povestea asta? Pentru că probabil erau destul de multe platforme de video advertising, ori in the making, ori deja lansate. Erau vreo 40, da. De ce ați fost voi aleși? A contat și cu cine ați vorbit? Cu cine a vorbit? În ce cercuri v-ați învârtit? Este un episod foarte fain în neascultători, dacă tot îmi fac self-promo astăzi. Te rog. În care, cred că episodul 10, în care l-am invitat pe Andrei Dunca, pe cofondatorul meu, care el a fost implicat în mod direct și în negocieri și în absolut tot și povestește foarte savuros toate chestiile astea. Zi aici, pe scurt, ca să nu mai pierdă lumea timpul cu neascultători. Da, nu mai ascultați podcast. Vă rog să nu ascultați neascultători. Normal că a fost și o parte de noroc. Pe de altă parte, exact așa s-a întâmplat. Au venit cei de la Facebook și au zis: ne uităm la 34 de companii, voi sunteți a 34-a sau a nu știu câta și we'll come back to you. Și din toate alea au ales
Live Rail, au verificat codul la sânge, au verificat absolut tot și după lupte seculare a fost foarte, foarte greu, inclusiv partea negociere putea să pice de foarte multe ori, dar până la urmă s-a concretizat. Interesant. Un alt lucru care cred că e foarte valoros în ce văd acolo, în ce spui tu, este că oamenii care vor accesa platforma vor avea parte și de sesiuni de consultanță, consultare cu tine, nu? Și probabil și cu alți antreprenori de succes, deci sigur nu cu mine. Da, pe tine, da, erai pe shortlist, dar din păcate ai depășit plafonul de vârstă și îmi pare rău. Dar poate înțeleg. Data viitoare. Poate dacă aveți nevoie pentru, mă rog, pentru alte chestii, pentru, da, ne mai gândim. Și pentru pensionari, poate faceți niște reduceri pentru antreprenorii. Nu ne sunați, mai ieșim noi din când. Antreprenorii pensionari care vor să aibă și ei pe cineva mai apropiat ca vârstă să se consulte. Da. Că vedeți voi, mă, copii. Așa. Într-adevăr am o să am o sesiune live în fiecare lună în care răspund la întrebările participanților, la cursanților. Și din când în când o să mai introduc lecții bonus cu diversi experți din industrie în care vom intra în tot felul de detalii specifice pe un anumit subiect dintr-o anumită lecție. Ok. Hai să mai luăm niște întrebări. Dragoș Gurăroșe, salut Dragoș, ne întreabă. Salut, Dragoș. Există oare, din ce știți voi, investitori interesați de zona de live events? Știu, pandemie, tăcă, dar pe viitor cred că există potențial, ne spune. Physical, adică bănuiesc că physical, nu virtual. Probabil că physical, da. Că dacă era virtual, ziceam că da, din prima. Probabil că există. Bine, eu nu cred în asta cu virtual, dar nu discutăm despre asta acum, că se strică emisiunea. Ok. Cu siguranță există investitori în zona de live. Probabil că acum săracii sunt cei mai afectați de criză. Nu știu dacă apetitul lor e la fel de mare cum era înainte de pandemie. N-am studiat neapărat subiectul foarte în detaliu, așa că nu știu ce să zic, Dragoș. Da, o să spun eu foarte, foarte pe scurt. Spune, da, cu siguranță evenimentele vor reveni și cred că și evenimentele fizice vor avea un oarecare potențial. Ce sunt convins, pe de altă parte, că evenimentele fizice care nu vor avea o componentă digitală hybrid and stuff foarte solidă și o parte de tech atașată care să le facă mult mai puțin vulnerabile în fața unei alte pandemii sau un event disruptiv de acest tip, cred că vor valora mult mai puțin. Deci m-aș uita, Dragoș, și la partea de tehnologie, nu doar la partea de conținut. Alte întrebări, felicitări, mulțumim, salutări. Domnul Gabriel Zăinescu ne salută din New York sau pe unde mai este el acum. Salut, miss you too. Bun, alte întrebări mai vin și pe WhatsApp-ul radioului. Ce părere are invitatul noastră despre genul de aplicații care au capacitatea de a promova o identitate? Nu sunt în domeniu, dar am auzit și mi-ar plăcea să fiu lămurit de o persoană competentă de a promova o identitate. Nu-mi dau seama dacă am înțeles corect. Bun, din ce am înțeles, introduce reclame și te promovează pe tine ca artist, de exemplu, fără să mai faci și tu alte calcule, îți găsește publicul în funcție de ce oferi tu și îți face publicitate. Am înțeles. Ascultătorul sau ascultătoarea noastră se referă la un fel de matchmaking între artiști și publicul potrivit și eventual algoritm care să lipească cererea și oferta, un fel de Spotify video, cred că ar fi. E un fel de Tinder pentru artiști și fani, cred. Tinder între ghilimele, nu matchmaking. Da. E o interesantă idee. Da. Dacă, de exemplu, ai reușit să faci algoritmii Spotify
pentru, nu știu, live events, exact cum YouTube face pentru video, care teoretic este destul de custom. Deși aici, dacă tot e să ne abatem puțin de la subiect, mi se pare că TikTok face treabă mult mai bună în matching-ul ăsta de preferințe, de conținut video cu ce doresc ascultătorii. Și în TikTok există și foarte, foarte mult drive by music. Așadar, cred că artiștii își găsesc un loc destul de interesant în TikTok, dacă îl folosesc așa cum se cuvine. Sergiu, e plin internetul de cursuri făcute de oameni care au un singur startup de succes, și anume cursul în care îi învăță pe alții cum să facă un startup de succes. Totuși, la final, te-aș întreba ce alte resurse recomanzi cuiva care e în căutare de informații relevante și importante, poate înainte să se decidă să achiziționeze pachetul tău de informații. Care sunt sursele la care te uiți tu? Never stop learning, I guess you're still upgrading. Unde te mai uiți, ce citești, ce asculți? Dă-ne niște inspirație a la Cluj. În ultimul timp ascult podcast-ul, bineînțeles, adică îmi plac, sunt foarte multe podcast-uri, gen Masters of Scale. Masters of Scale. E un podcast senzațional. Capodoperă. E capodoperă și audio și absolut tot. E făcut de fondatorul LinkedIn și Greylock Partners, de Reid Hoffman. Și mai sunt podcast-uri din zona de tehnologie, inclusiv Recode cu Kara Swisher. Sunt destul de multe. Eu ascult multe de afară, pentru că n-au existat în România, așa că am făcut eu unul. Chiar nimic? Adică nicio producție. Nu știu, am auzit de ceva, upgrade something, nu mai știu exact. 100. Așa e. Am vrut să scap de ICF și am dat un upgrade 100, știi că unul dintre motivele rebranding-ului era că m-am săturat de ICF. Da. Așa, bun, deci 100. Masters of Scale, altceva? Masters of Scale, Record. Tim Ferriss iar are, mai aduce antreprenori. Sunt foarte multe podcast-uri interesante. Apoi cărți, clar, adică există niște cărți cumva de bază cu care trebuie neapărat, pe care trebuie să le citești, de genul Asul de inimă roșie, Daniel Steele. Așa. Titus Steele. The hard thing about, nu, dar n-are legătură cu ce ziceai tu, Adinea. The hard thing about hard things e o carte foarte faină, scris de Ben Horowitz, care e unul din partenerii de la Andreessen Horowitz, unul dintre cele mai prestigioase fonduri de investiții. E cartea pe care am citit-o eu înainte să mă apuc de antreprenoriat și au trecut 10 ani deja. Senzațională. Este. Nu știu mai sigur dacă mi-a făcut bine sau auzi, nu. Upgrade 100 e de la vârstă cumva? Sau? E de la vârsta pe care o să o ating eu când tu o să fii de mult în cloud să fii tu. Cu tot cu podcastul ăsta tău, da. Și cu cursul pe care oricum nu o să ai succes. Pa! Închide-ți-l ăsta de la Cluj. Da. Sergiu, mulțumesc mult pentru participare. Uite, ne mai întreabă Ciprian Pălici, pe care l-am criticat că ne critică și l-am rugat să nu ne critique, să ne ajute, și uite că ne ajută. Era curios dacă îți mai aduci aminte și de începuturile tale și e curios de unde te inspirai și îți luai informația pe atunci. Pe dstanca.net probabil, că na, pe atunci singurul blog, el a inventat blogul. Nu l-am, acum să nu exagerăm, Sergiu, nu am eu, doar glumesc, datorită mie există acest gen exact. Publicistic, dar modest fiind, nu mi-a rog acest merit. Nu, hai serios, deci... Da, hai să răspund la întrebare. De ce ți-aduce aminte? Da, așa. Țin minte că mergeam la conferințe foarte des, încercam să învăț mergeam la multe conferințe de genul ce făceam ANAF-ul atunci, Webstock, Netcamp, dacă mai țin minte, foarte multe de genul ăsta. Și ce am avut un foarte mare noroc, când avea un angel investor foarte devreme după lansarea Trilulilu, a venit Alexis Bond, a investit, cred că la 5-6 luni după ce am lansat noi proiectul.
Și Alexis a fost un mentor pentru mine, am învățat extrem de multe de la el, făceam call-uri în fiecare marți la ora 11 și am învățat extrem de mult lucrând îndeaproape cu el și învățând de la el. Asta pe lângă toate resursele de care existau atunci, cărți și așa mai departe. Nu erau foarte multe pe vremea mea, nu existau fonduri de investiții în România, nu existau acceleratoare, nu existau incubatoare, nu existau crowdfunding platforms. Ecosistemul tech din România e foarte dezvoltat față de ce era acum câțiva ani. De asemenea, cred că o să apară tot mai multe exituri ale antreprenorilor români din diverse proiecte și o să vină cu banii respectivi din exituri înapoi în ecosistem și o să se dezvolte și mai mult. Și cred că nici măcar exituri totale, adică totuși acționari timpurii în UiPath, de exemplu, sau alții, deja poate să aibă, cred, echivalentul unor startup-uri ca și revenue. Da, la lansarea pe bursă sigur o să fie. Mulți angajați de bază și așa mai departe, da. Sergiu, felicitări pentru idee, pentru inițiativă, sper să aibă succes. Mulțumesc că ai ales să lansezi proiectul la Upgrade 100 și să discutăm cu comunitatea noastră prima dată de treaba asta. Chiar cred că e o treabă bună, de care e nevoie în ecosistem. E un conținut interesant pe care îl puteți avea, pe care orice antreprenor aflat la început de drum e bine, cred eu, să aibă atenție, să dea atenție acestei povești, pentru că e vorba la urma urmei despre investiția în noi, despre un permanent upgrade despre care tot vorbim aici de la microfonul acestei producții, iar oamenii care învață să lanseze proiecte și produse corect au șansa să creeze valoare, au șansa să creeze locuri de muncă, să creeze revenue pentru bugetul public și așa mai departe. Deci e o treabă sănătoasă în general și avem nevoie de sănătate și în economie și în viață. Sergiu, mulțumesc, succes și keep in touch. Mersi mult și eu. Pa, pa. Upgrade 100 live now. Install the best version of you. Doamnelor, domnilor, dragilor, dragilor, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Vă aștept și lunea viitoare, începând cu ora 19, vom avea o ediție specială și anume noul ministru al digitalizării, Ciprian Teleman, își va face debutul în această funcție în fața unei instituții media, să spun așa, la Upgrade 100. Vom discuta despre viitorul digital al României, despre cine e și ce își dorește de la mandat Ciprian Teleman. Nu uitați, ne găsiți și în versiune podcast pe upgrade100.live. Ne auzim, ținem legătura. Mulțumesc și dacă ne-ați urmărit pe Facebook și YouTube și dacă ne-ați urmărit live la radio și dacă ne-ați ascultat în versiune podcast. Bye bye. Upgrade 100 by Drago Stanka at Radio Guerrilla. Shutting down.